Bună, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Începem această minunată și mirobolantă serie a vlogmasului cu deschiderea unui calendar advent de la Catrice. Calendarul mi-a ajuns recent și am zis hai să filmez și am zis hai să pun acest video să fie primul, să începem cu el. Și nu știu dacă o să reușesc să filmez chiar un vlogmas complet, dar o să mă străduiesc, nu știu. Nu știu ce o să fac. Mi-am luat aici forfecuța ca să nu trebuiască să îmi rup unghiile. Așa că o să deschid acest calendar, care este de la Catrice. Nu știu, v-am spus, nu v-am spus? E de la Catrice calendarul. L-am luat din DM și l-am prins la un preț destul de bun. 255 de lei am dat pe el. Mi se pare un preț bun, pentru că l-am luat mai repede. Dacă îl luam mai târziu, cred că nimeream cu 300 de lei. Așa, ce găsesc aici? Găsim niște numere. 1, 2, 3 până la 24. Și ce, trebuie să le numerotez eu sau ce? Și am această pungă. Cât de tare e! Deci mi-au pus pungi. Punguliță de cadouri. Probabil sunt 24. Să-mi pun fiecare chestiuță în câte o punguliță. Hai bă, deci nu cred așa ceva. Deci ia uitați-vă cum e acest calendar advent. Toate obiectele sunt aruncate așa. Și practic ei mi-au pus pungi. În ideea în care fă-ți tu singură cadou și pune-le în pungi și... Bă, nu se face așa. Nu se face așa. N-are niciun farmec acest calendar advent. Deci eu va trebui să iau... Ce fac acum? Le iau așa și le prezint. Asta este. Deci, o să zic așa. Primul lucru, o să-mi iau ce-mi vine la mână, este această... această chestie de pus sprâncene, această chestie de pus gene, foarte tare, chiar n-aveam una, îmi trebuia una. Mamă, deci mi-au stricat tot farmecul, mi-a stricat chestia asta, faptul că toate sunt puse în cutie, aruncate și nu le-au pus ei în pungi. Da, asta este. Bun, deci asta este o chestie de pus gene. Drăguț. Stai că mi s-a... Așa. Bun, next. Ce avem? Avem un primer, da? Deci o bază de machiaj, bănuiesc că e. Da. Cu bază de machiaj. Foarte drăguță. Nu știu dacă voi vedeți la distanța aia, să vă aduc mai aproape. Cred că da, nu? Dați și voi un zoom. Dați și voi un zoom, că mie mi-e lene. Ok. Următorul produs este... acest serum de hidratare. Supercharge serum. Drăguț. Probabil... Stai să văd dacă zice ceva... Da, este un serum de hidratare a feței. Foarte tare. Așa, următorul produs. Nici nu știu pe care să-l iau. Avem un ruj. Perfect. Chiar vreau să-mi cumpăr mai multe rujuri de la Catrice și... Nu mi-am... Vai, ce frumoasă nuanță! Nu mi-am mai cumpărat pentru că am știut că am să-mi iau calendar advent și am zis 100% găsesc rujuri în calendarul advent. Deci e o culoare foarte, foarte frumoasă. Nu știu dacă puteți vedea. Să vă dau mai aproape. E așa un roz super tare. Am o bluză fix această nuanță. Deci o să se potrivească maxim. Drăguț. Drăguț acest ruj. Următorul produs. Hai să luăm așa, în ordinea asta în care îmi vin.
Deci e foarte aiurea. Am pungile separat. Da. Avem o ojă care este culoarea un roșu deschis. Foarte deschis, foarte frumoasă culoare, superbă. Avem o altă ojă care este un vișiniu. Asta este culoarea mea preferată la oje. Chiar dacă acum sunt făcută cu un roșu deschis, dar mie vișiniu îmi place cel mai mult. Foarte fain, ok. Sunt foarte bucuroasă până acum. Chiar eu zic că merită banii. Vai, și am o culoare superbă, superbă. Este așa un verde. Un verde foarte mișto. Deci e mișto tare. Așa, next. Următorul produs este tot o ojă. Am foarte multe oje. Sincer, nu prea. Când m-am uitat pe cutie, că m-am uitat să văd în mare cam ce produse sunt și când am văzut că sunt atâtea oje, am zis, bă, nu puteau să pună și ei niște fond de ten, alte produse. Am așa o culoare pastel, un nude, aș zice. Foarte fain și aceasta. Foarte faină culoare. Ok, ce mai avem aici? Mai avem o ojă. V-am zis eu că sunt multe oje. Câte oje sunt? 4, 5 oje. 5 oje, băi, ești nebun? 5 oje. Dar sunt culori superbe. Ăsta este un violet, așa, foarte fain și ăsta. Deci avem așa 5 oje, foarte faine. Aproape când vine să nu mai merg să-mi fac unghiile cu gel, să mă dau cu ojă, știi ce zic? Adică... Bun. Următorul produs este un rimel. Un rimel de la Catrice, care are o pensulă foarte, foarte faină. Superbă. Superbă. Sexy volum. Wow. Stai să-l închid, să nu se usuce. Bun, deci avem și un rimel, stăm bine. Următorul produs este... Pentru impurități. Tratament, un gel de curățare, da? Deci scrie că este pentru impurități și fight impurities. Da, drăguț. Nu, n-am folosit niciodată. Eu folosesc produse Catrice, îmi plac foarte mult machiajele de la Catrice. Ce îmi place cel mai mult este fondul de ten, pe care din câte văd eu așa în cutie nu mi l-au pus. Dar nu-i nimic, că mi-l cumpăr eu. Și fardurile de la Catrice. În rest, nu prea am încercat așa. Chiar sunt foarte curioasă. Și ojele sunt foarte curioase să le încerc. Deci sunt superbe, nu știu. Îmi plac maxim. M-au nimerit cu toate culorile. Verdele ăsta e un pic așa curajos, aș zice. Adică nu e pentru mine, dar o să fie pentru mine, că o să-l folosesc cu drag. Bun, ce mai avem? Mai avem o chestie... cu acid hialuronic lip treatment pentru buze, da? Deci e pentru buze. E așa transparent. Probabil pișcă puțin. Probabil e de la cu efect de mărire a buzelor. Drăguț. Dar pe ăsta nu l-am desfăcut. Stați așa că pe ăsta nu l-am desfăcut. Așa. Ăsta este așa un serum. Da. Bun. Mergem mai departe. Avem... Sunt destul de multe produse. Ce e asta? Nu e pudră, e un glow. Oh, da, e un glow foarte frumos. Da, ca un fel de blush, numai că e glow. Ca un fel de pudră, foarte fain. E așa un nude sclipicios, nu știu cât vedeți voi. Am să filmez produsele și mai de aproape. Superb, superb. Așa arată. Da, drăguț. Credeam că e pudră. Băi, nici măcar o pudră n-au putut să pună. Mai avem un body cream.
super tare. Și e o body cream. Cum se numește? Un BB cream. BB cream. Am zis body cream? BB cream. Un BB cream, da? În loc de fond de ten. Drăguț. Și ce mai avem? Eu le scot așa, că deja le văd. Adică ce surpriză să mai am când văd toate produsele. Sunt aici. Dar le scot așa ca și cum, wow, ce surpriză sunt. Adevărul e că nu știu în ce este în detaliu în cutie și descoper și eu odată cu voi. Iarăși un lipstick, un ruj, roz. Dar nu îmi place. E foarte piți așa de piți. Da. Dar hai că nu e așa de strident. Credeam că e mai strident de atât, dar e, arată bine. Bun, deci rojul nu m-a dat pe spate lipstick-ul ăsta. Luciul sau ce-o fi. Luciu. Așa. Următorul produs este o cremă. Tot un primer. Tot care se dă înainte de machiaj. Super. Deci să știți că eu chiar nu am primeruri. Eu folosesc o cremă pe care mi-a dat-o dermatologul ca și primer, dar nu am astfel de primeruri și mai super tare. Adică dacă o să-mi placă, cu siguranță o să le recumpăr. Așa, următorul produs este, cred că, un creion. Wow! Are o pensuliță foarte interesantă. Nu știu cât puteți vedea, o să fac pe mână. E așa, cu trei dungi apropiate și foarte, foarte subțiri. Este un de la un tuș foarte tare, maro. Superb. Da, îmi place. Ok. Interesant. Sunt produse pe care, nu știu, dacă le-aș fi văzut așa în magazin, într-un DM, cu siguranță nu le-aș fi cumpărat, dar așa, când le primești și mai ales când e și ca un fel de surpriză, parcă hai să le folosesc. Și aici am un creion, mai am un creion de la Catrice, nu m-au dat pe spate, ăsta este tot creion maro. Dacă era negru, puteam să zic că sunt total mulțumită, dar așa maro nu știu prea. Da. Bun, și ce mai avem aici? Avem o cutiuță în care se află un tratament, o cremă de noapte, cred, un tratament de noapte. Da. Ok. Overnight Treatment Glow. Atâta scrie. Da, este un serum pentru exfoliere. Pentru a face fața fină, pentru a calma eventualele iritații, aplicați seara una, două picături pe fața spălată și uscată și masați gentle. Super! Șmecher! Dacă ar fi bun și la coșuri, ar fi super! Bun, o să pun înapoi în cutie, de fapt. Pentru că eu acum filmez, ce credeți? În studioul nostru de televiziune, pe un fundal verde și toate produsele astea o să le iau acasă. Adică eu am venit cu cutia, mi-a ajuns pachetul acasă și pentru că am gândit unde să filmez acasă. Nu, trebuie să mă duc la studio pentru că încep vlogmasul și vreau să-mi pun un decor superb de Crăciun. Și le-am cărat, le-am tăbărcit în mașină, le-am cărat până la studio și apoi mă duc cu ele acasă. Deci, da, sunt foarte inteligentă. Bun, mai avem un luciu. Hai că mă grăbesc și eu, că e destul de târziu acum când filmez. Eu filmez după program. Mă rog, după program. Programul meu s-ar fi terminat la ora 4 și acum este ora 7 și jumate. Deci am stat mult peste program astăzi, dar nu pentru că am filmat pentru YouTube, ci pentru că am avut treabă. Chiar am avut treabă. Bun, avem aici un ruj, un luciu. Oh, ce interesant! E un maro așa portocaliu, un nude.
maro, portocaliu, un iud. Nici o treabă una cu alta. Da, dar e foarte fain. Nu miroase extraordinar, dar e drăguț. Bun, și mai avem un ruj. Am lăsat cei mai buni la urmă, să știți. Le-am luat așa într-o oarecare ordine și am lăsat cei mai buni la urmă, așa că stați până la final, că la final vin două produse bombă. Wow, cât de tare e rujul ăsta! Superb! E un nude spre roziu, dar foarte deschis, foarte pal, așa. Deci e superb! Mamă! Eu m-aș da cu toate rujurile acum deodată. Super! Super! Nu știu, să fac pe mână, mai vedeți voi ceva? Bine, nu se... E foarte... foarte deschis, așa, foarte pastelat. Super! Așa, mă bucur că nu m-au venit produse sparte. Acum o să văd în palete dacă e ceva spart, dar până acum sunt super mulțumită că nu mi s-au spart sau ceva și o să le transport și cu grijă acasă. Următorul produs este o paletă. O paletă de make-up super drăguță, super. Și are niște culori. Wow! Wow! Super tare. Nu știu dacă se desprinde asta. Stați că vă arăt și vouă. În fine, cred că trebuie să folosesc o foarfecă. Are niște culori neutre, așa, exact ce-mi place mie, negru. Are foarte mult violet, se asortează cu bluza pe care o port. Are... ce mai are? Uite, îmi place cărămiziul ăsta. Sunt și nuanțe mai deschise, mai pale, așa, un roziu aici, un nude, foarte tare. Galbenul ăsta e mișto, are și, au și culori, are și culori mate și culori cu sclipici. Foarte fain. Fain. Fain, mi-aș fi cumpărat. Sincer, dacă aș fi văzut asta în magazin, mi-aș fi cumpărat-o. Îmi plac nuanțele. Bun, și ultimul, nu e ultimul, e penultimul produs. Deci, următorul produs este tot un ruj. Superb. E un violet așa, foarte discret. Și are un miros de mură. Da, mură coaptă. Mamă. Super. Super. Nu știu cât mai vedeți voi pe mâna mea. Foarte tare. Ok, deci am la rujuri, slavă Domnului, și așa că duceam lipsă, acum am rujuri la discreție. Și ultimul produs, că tot v-am amenințat, ăsta e ultimul, nu, stați că mai este ceva, ăsta e ultimul. Dar acum, ăsta este ultimul produs, este o paletă de farduri, cred, logic, wow, superb. Cum se deschide, mamă. Și vedem împreună. Wow! E exact ca pe cutie. Super! Super! Deci văd că au mers foarte mult pe mov, dar îmi plac nuanțele, sunt superbe. Wow! Superb! Foarte fain. Da, astea au fost produsele. Sunt foarte încântată, sincer. S-a meritat. Mi-am făcut și eu un mic capriciu și mi-am luat această cutie. Da, le pun înapoi. Și așa cum am adus-o de acasă, așa o voi duce înapoi. Sper doar să nu, în tot acest transport, să nu le sparg sau să nu... pentru că văd că au venit foarte bine. Adică nu s-au spart fardurile. La farduri am avut emoții că m-am gândit că, na, paletele astea de ochi să nu se spargă. Dar au venit super bine. Și abia aștept să le folosesc. Le voi folosi eu. Pentru că, ca și cadouri pentru cei dragi, o să mai cumpăr. Am în plan pentru o prietenă să cumpăr tot așa un calendar advent. Cred că se va bucura. Eu zic că este un cadou superb. Eu dacă aș primi un astfel de cadou, m-aș bucura tare mult.
Și gata, punem totul aici la loc. Și să pun și hârtia asta, să nu lăsăm mizerii aici. Și gata, ăsta a fost calendarul advent. Dragilor, eu sper că v-a plăcut. Nu a fost chiar clasicul calendar advent. Mi-ar fi plăcut să fie o cutie în care să... Eu de asta mi-am adus și forfecuța să desfac, să... Asta este, le-au pus pe toate la grămadă și zic că e calendar advent. Drăguț! Da. Cam acesta a fost videoul de astăzi, dragilor. Adică nu cam acesta, acesta a fost videoul de astăzi, dragilor, pentru că nu voi mai filma nimic. Stați așa să văd de când vorbesc, mai am timp. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut și urmăriți-mă în continuare pentru că o să vină videouri foarte interesante. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!